Ei! Apoi nu te poți, eu nu mă joc, am un pistol. Apoi bă, sacalilor, ce faceți? Bă, n-ai cum, bă, n-ai cum, eu sunt fresh. Bă, am venit fresh, uite, bă, sunt fresh. Bă, nu mă așteptam, bă, ca reacția trecută să facă 100.000 de like-uri. Eu am zis așa, bă, pentru revenire, bă, dar... Hai, bă, și cu asta, bă! Hai cu 100.000 de like-uri, zic! Auzi, doamne, auzi, poți să-mi dai și mie, te rog, ăștia? Da, bă. Băi, doamne, am zis că îmi dai mare knockout cu astea, doamne, că cât un chetru aici să mor, am zis că gata, doamne, te-ai luat un pic. Chiar a început să mai adoru de celelalte căști mici, asta e. Hai, doamne, dă-mi, doamne, dă-mi, te rog, căști, dă-mi-le, avem atâta recuzitor, atâta se poate la 1.000.000 de abonați. Primul videoclip se numește Cascas, apă și foc official video. Bineînțeles că o să-i dau un like. Cântăreți Instagram, production skin, voice, booking. Bun, îi dăm pe full screen, îi dăm calitate super. Îi dăm cu calitatea asta. Let's go, sigur e o piesă bună. Au, yes. Yes, baby, yes, yes. Sigur e o piesă bună. Instrumentalul ăsta așa că, ia uite, Cascas, apă și foc. Asta din Paint, așa, salvate PNG. Ia uite, VVS, ia uite. Haide. Ia, și acum. Hei. Apă și foc, nu te suport. Eu nu mă joc, am un pistol. Apă și foc, nu te suport. E ca în loc, dar un bun loc. Wow. Bă, ce-a fost asta? Bă, n-am văzut o venind. Bă, dar ce am căzut că am zis să-mi cade aici calculatorul pe cap să mor dacă nu s-a dus. Uai, de capul meu de venit din pădurea Hoia Maciu. Direct de acolo. Pentru că n-am apucat să aud că am fost pronunțat să mai aud odată începutul. Că vreau. Așa. Și apă și foc, nu te suport, eu nu mă joc, am un pistol. Apă și foc, nu te suport, e să ai joc, dar un cu joc. Apă și foc, te-am băgut chistoc. Eu nu mă joc, ești un chistoc. Bă, cred că se răsucește Eminescu în mormânt, bă, când aude, băi, cum să, de ce, tu-ți dai seama cum mă gândeai Eminescu așa, că aude apă și foc, antiteză aici, de-astea, semne celeste, frumos aici, gen, mamă, băiatul ăsta e un geniu, bă. Ia, apă și foc! Eu nu mă joc, ești un chistoc. Mă doare sufletul că văd așa ca fotomere și deja la secunda 27 dintr-un minut, bă. Bă, deci mă doare inima, bă. Bă, dar n-ai cum, bă. Ei, ia, mi-am dat și-o mai tare din căști. Ei, și Jordan în picioare, tu ești o putoare. Hateri într-acoare, eu nu mai mă tare. Am venit, pot să pleci. Te sun când să ieși din beci. Apă și foc, nu te suport. Bă, poate nu-l voiam, bă, pe băiatul ăsta la început. Cu toții simțeam că, bă, poate n-are potențial. Dar ascultați versul ăsta. Jordan în picioare, tu ești o putoare. Aici mi-am dat seama că vreau să fii tovarășul meu. Deci eu cu Pascal vreau să-mi fac un gang. Tu gang, pas gang, snicas, pacas, ce, bă, vreau să-mi fac ceva cu el. Bravo, băi, băiatule, ești un geniu. E Jordan în picioare, tu ești o putoare. Cred că o să trebuiască să pun și o subtitrare, că nu se înțelege nimica. Ia. Din tractoare, eu nu mai merțane. Am venit, pot să pleci. Te sun când să ieși din beci. Apă și foc, nu te suport. Eu nu mă joc, de-am un cuchi soc. Apă și foc, nu te suport. Piesa e șoc, de-am un cuchi foc. Apă și foc. Da, nu îmi dă like, îmi dă doar inimioară. Nu mă enervează că o fumez ca pe țigară. Deja nu mă sună. What the? Au, 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 deci, în primul rând, vreau să-mi cer scuze din toată inima pentru băieții care urmăresc acest videoclip și au gagică, prietenă, cum vreți voi să ziceți. Pentru că, bă, băieți, gagica voastră nu-i dă like, îi dă doar inimioară. Dacă le enervează, o fumează ca pe o țigară. Vă rog frumos, îmi cer scuze. Deci nici nu vreau să mă gândesc la asta, trebuie să las melodia. Mă sună, nu-i răsând a doua oară, no. Până ta după mine o să moară. Apă și foc, nu te suport, eu nu mă joc, te-am un cuchi soc. Apă și foc, apă și foc. Ăștia un cuchi bău. Ăștia un cuchi bău. Apă și foc, nu mă joc, eu nu mă joc, apă și foc.
să nu apăși foc. Vreau să ne facem mare gang. S-a terminat, nu, deci nu mă interesa. Nu, deci dați-mi o inimă să vadă băiatul ăsta, Pascal. Cum văd că abia am postat un videoclip? Când postez eu asta, am postat celălalt videoclip în momentul ăsta. Bă, sunt comentarii în continuu să reacționez la jokerul ăsta de galați, vere. Așa că pentru că azi o dăm cu cei mai grei a României. Astăzi o dăm puternic rău că să mor dacă nu fac gang cu Luca Leroy și cu Pascal, bă, și cu Snick, să mor. Ia uză pe asta. Yo! Ei! Mamă, e vopsit pe degete. Wow! Sună bine, bă, la instrumentale sună bine, n-am ce să zic. Și, ia uite-l cum râde. Yeah! O comună se numește Brăila. Am spus-o ce se poate întâmpla. Nimeni nu mă poate controla. M-a lovit cadrul ăsta în piept, bă, tu-ți dai seama să fie acolo singur pe câmp, știi, să... Let's go, Luca! Ei! Ia uite-o! Cine sunt eu, voi vreți să aflați. Da, eu sunt jokerul de galați. Mă caută zece jandari. Vă rog frumos să mă lăsați. Bă, voi știți că eu orice fac chestii de genul, dar fără absolut nicio caterincă. Bă, când o dat-o așa, știi, cine sunt, aia mi-a plăcut, bă. Bă, dar putea să nu zică jokerul de Galați, putea zică de la Galați, nu de Galați, știi, adică de ce se repete de două ori de, știi? Hai, Luca, dai, Luca. Jokerul american, sper să nu ajung la can. Oh. De ce sunteți toți așa de serios? Un zâmbet fac face mai prietenos. E adevărat că sunt un criminal. Dar și un samaritan. Ocazional. Până și Batman mi-a rămas dator. Păcat la niciun actor. Momentul simte. Laicu! Bă! Laicu! Omoară-l! Domoară-l! Scaură de bucătărie în mijlocul străzii. Atât îmi place, bă, că românii, ce nu mă refer la românii de mici, bă, de mici, așa, bă, fac niște chestii care sunt recunoscute în Europa, bă. Bă, zi-mi tu, bă, un copil din nu știu, zi-mi și tu un copil din Franța să facă. Nu vezi, bă, așa ceva, că astea suntem. Știm să ne distrăm, bă. Deci azi mi-am pus, nu, deci mi-am scris, oricum îmi scrie aici pe perete pe undeva. Nick, fată, Pascal and Luca Leroy, production by Skinny Production. Ia uite-o. Ia uite-o. Bă, Leo, dai. E ilegal. Cine sunt eu, vreți să aflați. Ei! Da, eu sunt jokerul. De Galați. Mă caută să-i demascați. Ei! Vă rog frumos să mă iertați. Ia uite-l, bă ce și-a intrat omul meu în personaj așa, bă. Bă, ce vorbiți, bă? Ia uite. Ce vorbiți, bă? Bă, n-ai cum. Ia uite-l. Bă, mie mi-a plăcut. Bă, mi-a plăcut. Bă, ce vorbești, bă, că-i dau mare like aici lui. Bă, mi-a plăcut. Bă, deci cum o da așa, bă, poate n-are voce sau poate are, știi, dar când o dă așa, mamă, ce mi-a plăcut. Ia uite, mi-a intrat videoclipul meu la recomandate aici. Dați un click, haide. Dar nu despre mine este vorba. Astăzi a fost vorba despre Pascal și despre Luca, frate. Deci doi oameni, doi tirani, bă. Două monumente, bă. Două monumente vii, bă. Legende vii. Ar trebui să-i respectăm cât îi avem în viață, bă, pe bune acum. Bă, ce pot să zic? Mi-au făcut băieții ăștia vibe-ul, dacă găsiți videoclipurile, lăsați-le un like din partea mea. Numai vibe bun, bă, despre asta e vorba în România. Vibe bun, așa trebuie să facem mereu, bă. Bă, eu asta caut, bă, caut să iau vibe bun, să-l primești, să-l dau de 10 ori înapoi, bă, deci asta da. Oricum fac eu cumva după episod să iau legătura cu ei, că asta, deci nu are nicio discuție, iau legătura cu ei. În orice caz, eu sper că v-a plăcut, sper că aveți un vibe bun, uitați să mă urmăriți pe Instagram la Sniculeț. Veți apă multă, faceți sport mult și râdeți cât mai mult. Eu v-am pupat. Pa, bă!